Bă, uite-ți făcut o frumos arată al lui Teo pe lumea mea. Uite-te pe cameră să vezi că e la spate. Dacă voi... Dar nu merge! Dacă reușeați voi și nu reușeați... Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la Jocurile Calamarului. Avem aici cei doi playeri de astăzi, Teo Zeciu și Alex Montrei. Bună de aur. Și astăzi vom face două dintre cele șase challenge-uri. Din câte am înțeles, eu n-am văzut serialul. Voi l-ați văzut? Da. Tu? L-am văzut prima dată. Chiar n-ai văzut serialul? Am văzut până la, cum se numește, la 1-2 la perete. Ah, deși tu ai văzut jumătate din primul episod și nu ți-a plăcut și... Da. Și am fost la ajutat la numărul 1. Știi cum am uitat la serial? Era ora 2 dimineața, am zis, hai că mai bag un film și după aia mă culc. Și am băgat primul episod și m-am uitat la tot, deci m-am culcat efectiv pe la 1 ziua. Deci toată noaptea asta. Păi și a fost șmecher sau? Șmecher. Deci zice să mă uit și eu? Băi, ce ziceți, mă uit și eu? Ăsta e al meu nume. Așa și pentru... Și cum îți permiți să faci challenge-urile din serial dacă nu te-ai uitat? Pentru că m-am uitat la spoilere, m-am uitat cum se joacă și oricum am văzut Duck și Challenge, care e jocul de la metrou, ăla l-am văzut pentru că e în primul episod. Și am văzut cum se joacă. Dar Delgado Challenge. Delgato. Elgato. Celălalt cu cuturi. Dalgona, mă. Dalgona. Și pentru acest clip special, hai să strângem 2000 de like-uri. Clip special, mamă. La început ăsta. 20. Clip special inedit în România, adică n-a făcut nimeni vreun challenge Squid Game. Da. Bun, deci ca să facem un pic mai amuzant, eu am încercat înainte să fac niște dagji din acestea. Se vede că sunt ciungi. Am stat ceva, păi exact, pentru că e foarte greu din dagji, da. Și fiți atenți, o să vă arăt eu cum se face unul. Păi prima greșeală, trebuie să fie unul roșu și unul verde, unul albastru. Păi știu, am luat după aia, că prima oară n-am avut roz, bani. Păi eu știam că rozul e mai stilet ca asta e. Bă, fiți atenți, acum fără ciocatrică, când a fost prima oară, nu am găsit culorile astea. Cum ar fi fost toți copiii să se duce și la de-astea să facă? Posibil. E foarte posibil. E foarte hype și poate nu știți cum se fac astea, așa că uitați, eu aleg facem... roșu. Bine, totul cu roșu, eu fac cu albastru și tu? Păi, ce-s mai rău? Hai, fotul cu albastru, vreau asta roz. Și facem și un mictorial, poate vreți să vă jucați la școală, la acasă, cu părinții, cu cine vă vreți. Hai, fiți atenți cum se face. Deci fiți atenți, e o mișcare de origami foarte simplă. Deci un apel în parte. Nu te vezi, mă, la biserică să-ți împartă lumea. Marele alb. Deci fiți atenți, odată îl împărțiți în două. Pe amândouă, trebuie două foi. Marele. Ce ai făcut mai acolo? Băi, stați așa că a rămas în urmă. Arată-mă și mie, ce ai împărțit? Băi, ce faci cu riglă? Zi-mă ce ai făcut cu riglă. Ce măsuri cu riglă? Fii atent, deci la riglă trebuie să faci pipă 2 acolo. Zi, bă, ce faci aici? Aici? Ce faci acolo? Stai, mă, ziceți, mă, mi-ați dat rigla aia să mă băgați în eroare. Bă, partea asta în două. Domn profesor, el nu e atent. Și acum le pun așa? Mă așteptați, mă, că dau quit. Da, trebuie să le puneți în... O, dai quit, TJ Miles? După aia trebuie să jucăm cu o miză foarte mare. Încă una? Nu v-am spus miza, cine pierde la ambele challenge-uri? Da, își terge toate conturile. O miză foarte mare, comandă de mâncare și plătește la toată lumea. Păi nu mi-e foame, deci nu mai face nicio miză. Pe mine m-au banat ăștia, că... Bun, sunteți cu ochii pe mine? Stați, mă! Da. Hai, tu de ce te-ai împărțit aia? Păi așa trebuie, frate. Cu creionul? Bă, nu mă sun pasul. Și tu ai făcut, mă, cu creionul? Bă, ăsta și-a desenat ceva pe aia. Hai, mă, lasă-l cu ăsta. Bă, lasă rigla, mă, că eu n-am folosit, n-o folosești nici tu. Bun, trebuie să fie 5 pătrate perfecte. Hai, mă, că eu fac bine. Da? Și acum iei fiecare colț. Și de unde știu eu dacă pătrat perfect? Bă, n-ai voie să folosești rigla. Deci, un colț îl faci așa. Mă, mă, aștept la mic, iau. Ce ai făcut, mă, acolo? Un colț îl faci în jos. Unde? Stai, mă, așa un pic, stai, dacă nu ești atent, ce să-ți fac? Mai faci aici încă unul. Pentru că nu l-ai făcut bine. Știu. Eu m-am blocat, mă. Eu fac altceva. Bă, Montre, nu ești bun doar la cu mare. El e la altceva, bă. Manual. Zi, mă, frate, ce fac cu asta aici? Uite, mă, deci fiți atenți. Sper că cineva acolo face în același timp cu nimeni. Tu vezi unde a rămas? În același timp cu mine. Uite așa, trebuie să aveți un shuriken de ăsta. Bă, Montre, tu ești încă la început? Păi ți-am zis, mă, că e stricat ăsta la mine, nu... Trebuie să pui colțul ăsta aici și colțul ăsta aici. Îți faci doar unul. Nu, bă, e strâmb! Bă, mi-e stricat ăsta. Eu sunt bun la partea în care trebuie să vă bat la joc, nu la pus astea.
Ia uite ce faci tu acolo. Bă. Cred că aici îți dă bătălia, între mine și tu. Nu știu, bă. Eu stau aici, mă uit la... Deci Montre a dat fail la lucru manual de clasa a doua. Eu spun la acțiune, la pregătit. Ia de aici. Eu aștept. Păi bă, nu se împăturesc așa, vezi că mie nu mi-ai zis, gură de miel. Stai mă, că ți-are tineară. Gata, deci eu l-am terminat. Cum e, le iau pe rând așa? Deci stai așa. Da, deci fii atent, cum te uiți la asta? Așa. Îl pui pe ăsta aici. Și după aia pe ăsta și după aia pe ăsta. Îl pui după aia pe ăsta. Așa, și după aia pe ăsta și după aia pe ăsta. După aia, bă, ce faci, mă? Ce vreau, mă, între acolo? Îl sabotezi la gândul. Și după aia vârful ăsta îl bagi și prin ăsta, gen. Ah, ok. Nu, nu, nu. Îl bagi pe aici, gen. Aha. Bă, tu ești mai bine decât mine, ești bun? Bă, ești prost. Nu, e ciung. Cum o să fie ciung? Ia uite-ți cum ești al tău. Măcar al meu. Uitați cum ești al Montrei. Măcar al meu e freș. Cel mai bine luăm o mică pauză, îi fac eu ăsta al Montrei și ne vedem de la proba următoare. Eu le rup gura. Bă, ăsta mă pun aici la gătit, eu nu știu să... Bă, nu e greu, nu să gătești, fii atent. Tău, tu ai făcut și tu, nu? Da. Și cum l-ai gătit? Care e rețeta? Că e foarte simplu. Da, asta nu se formă. Zahăr și puțin bicarbonat. Cât zahăr? Cât? O lingură? Prea mult. Faci doar una aici? Da. Una. Păi după aia trebuie să faceți și voi. Hai, lasă așa, nu mai pune, nu mai pune. Băi, sigur? Da, mă, da. Mai pun un pic. Garabata, frate. Ce-i vaca? Ce? Where is the triunghi? După aia, nu, fără triunghi, dar ce e asta? A, e invers. Deci, Luteo, pentru că am mai făcut, eu dăm pasta. Deci, fiți atenți, pur și simplu puneți niște zahăr în tigaie. Și după aia îl amestecați până se face apă. Vine bă, Montre aici, să vezi că după aia nu știi să faci nimic. Bă, n-auzi că eu doar mă bat. I-am zis mă bat, nu să fără. Deci, practic, biscuitele astea se face din zahăr și cred că mai pui bicarbonat un pic ca să se umple, nu știu de ce. Păi dacă îl faci la tigaie, păi și tu la ce l-ai făcut? La polonic. Mai mă sosul bucătarului. La polonic? Nu s-a arăs nimic. Cum nu s-a arăs, mă? Nu trebuie să aibă culoarea aia niciodată negricioasă așa. Bă, bă, Teo. Deci puneți un praf de bicarbonat. Bam. Facem așa. Și asta practic o să fie biscuitele, nu? Da. Bă, Teo, sigur e semnul? Păi eu știu ce ai făcut acolo, mă, în viața mea. Să vă și pe tine. Nu cred că ai făcut altceva. Bă, să nu mai practic. Ia uitați-vă ce biscuit mi-a ieșit. Bă, Teo, ajută-ne tu în casă și că tu ai mai făcut. Luăm o mică pauză să reparăm biscuitele astea. Deci fiți atenți, partea mea de vlog, eu am făcut doi biscuiți. Bă, frate, nu vă recomand. Uitați câtă mizerie am făcut. Și acum urmează Teo să facă și... doar a ta? Doar am scuipat asta? Ce ai făcut? N-ai spălat-o, că te-am rugat sus. Cum, mă, am spălat aici sus, am uitat că am spălat-o jos. Bă, am făcut mare bășică aici, frate, eu m-am ars, nu e bucătăria de mine, mâncava jucura voastră. Puteți-vă câte mizerii am făcut pentru doi de ăștia. Pe ăsta l-am făcut bine, dar e cam ars, și pe ăsta l-am făcut mai așa, dar a zis Teo că ne învață el cum ar veni rețeta mai bună, cum să-l facă ca lumea. Hai să vedem, deci practic o să amestec în zahărul ăsta până să face lichid, toarnă o picătură de bicarbonat și pe aia să face valoare de biscuit, o să vedeți mie. Ia fete spălut, Teo, chiar iese bine. Deci, practic, s-a făcut lichid tot zahărul și mai pui un praf de bicarbonat. Dacă am învățat de la cel mai bun, de la nevastă, de la Cesi. Mă, l-aș pune să pun niște bicarbonat sau? Da, pune repede, foarte puțin. Da, dar gen strecoară, așa, un pic de tot. Gata, gata! Nu e prea puțin la luat de ăsta gură? Am dat gherla acum, la final, mă. Fă-i repede, fă-i formă cea mai mică. Ce-i fac? Îi fac asta. Wow. Bă, da, ești bine. Arată frumos, da. Bine, hai că merge de challenge-ul ăsta al meu. Bă, uite-ți făcut de frumos arată al lui Teo pe lângale mele. Dacă mai punea și el niște zahăr, că aveam aici 5 kg de zahăr, ieșea forță. Păi hai la masă, să vedem. Bă, ăsta nu e tutorialul care trebuie. Care îl decupează cum trebuie. Bine, avocatarul. Bă, ce e mă pârnaia asta de biscuit? Cred că sărim challenge-ul ăsta. Bă, Dima! Cred că... A spart Montre biscuitele! Nu l-am spart eu! Bă, e dovada pe cameră, nu l-am spart eu! Uite-te pe cameră să vezi că el l-a spart! Nu l-am spart! Uite-te pe cameră, că ai acolo dovada! Oricum,
bro, tu ai inimioară, eu am stea. Și ce, mă? Hai să facem schimb dacă și ce, mă. Nu vrea? Bă, tu ce faci? Vintele mele sunt făcut de Teo, s-a spart, sunteți de vânt, dar l-a pus super frie. Așa mi s-a întâmplat și mie, mă, că gen, dacă dai cu el așa, uite. Aolo. Bă, ce, mă? Bă, de ce mai prost cine ești, nu mai vreau să faci niciodată. Și ăsta e spart? Bă, mă, hai să ne batem cu alea, că nu, nu te știi. Nu, Mândre, tu trebuie să-l faci pe ăsta. Da, chiar dacă... Bă, Mândre, ce fac? Dar știi că nu bă, se... Bă, bără, eu am crescut cu scobitura făcută, chiar n-am știut de aceea. Păi dacă nu te uiți... Bă, ce băgă Mândre acolo? N-ai cum să faci cu scobitura. Nu? Dă cuțitul. Bă, ai cum dacă ești profi. Bă, la ăsta al tău mergea, bro, uite, uite, fii atent. Bă, deci dacă ăsta nu se rupea, eu câștigam ce... E, câștigam până aia. Tu ai pierdut și nici n-ai ce. Eu nu am ce să mai duc, frate, mi-e nici amintele. Stai să vedeți, ăsta era al meu oricum. La Doug și Jeremy. Ăsta era al tău? Păi dacă eu l-am făcut. A, fericită, că ai pierdut. Stai așa, vedeți ce face Mândre acolo, să nu ne facă de râs. Dar dă-mă mai multe scobitori, măcar dacă n-ai. Ia, mă, că eu n-am ce să fac cu el, eu am pierdut deja. Bagă, ia, mă ia, mai am câteva. Vrei să te ajut? Ia laba. Fraților, Teo se vede că a mai făcut toată challenge-ul ăsta. Că a făcut cel mai bun biscuit. Bă, dar îți pun mă de mâncat? Șa, bă, Mândre, îți pergament. Hai, s-a rupt și lor, Mândre. Păi da, mă, pentru că nu-i producția bună, că eu știu că mai aici. Ce, ce mănânci mai aici, mor de la asta? Vezi că e bun. Bă, nu mâncă până negru. Nu ăla, nu mânca ăla. Pe la rupă ăsta e bun. Nu, e bun și ăsta. Frate, e murat de tot. Păi mănânci zahăr, de. Deci ăsta e și biscuit de Mândre, clar, ăsta... Challenge-ul ăsta e fair. Hai să o jucăm Dax, să vedem cine câștigă acolo. E fake că l-ai lăchit tu cu challenge-ul ăsta. Dă să dăm cu alea. Bun, și acum coborâm în parcare pentru că am încercat să facem o chestie din asta cu Dax și challenge și să cam aud de la vecini și hai să venim în parcare. Mândre, tu ești primul. Eu? Și hai. Ați văzut exact ca în serial, la fiecare greșeală cât o pană. Eu am cash. Eu dau cu cash. Cine are, are. Bun, deci practic punem un cartonaj din ăsta jos. Dă-mi-l mie ăsta. Da, eu am două. Ăsta, ăsta e al ăla. Cum ăsta e al ăla? De mine. Bă, dă-i una pe ăsta lui. Bă, e făcut din. Ia mă pe ăsta roz. Nu, frate, pe ăsta. L-am făcut pe ăsta. Eu l-am făcut pe ăsta, vede. Nu, de ăsta așa. Pe ia pe ăla, lasă-l pe ăla. Deci eu pe ăsta aici. Bine, bine, hai, ia pe ăla. Bun, care primul? Păi stai așa, mă, că nu e corect. Tu vezi ce material nu e la mine. Păi și jucăm obligatoriu să le măsor. Asta e mai greu. Bă, e cam am greu obligația. Mă, te nici nu dai în mine, mă, asta. Bă, fiți atât de regulile. Cine întoarce primul de 3 ori asta câștigă. Ok. Asta e regulile, că obligația e greu. Hai să facem obligația. Hai bine, facem obligația, dar e... Ce obligația? E greu. Adică tu dacă dai, mă obligi pe mine. După aia dacă nu dau eu, am ieșit în joc. Da. Ah. Și cine dă primul? Dai primul? Dar nu merge, mă. Ba, da, mă, merge, cred. Trebuie să dai așa, bă. M-am uitat la tips and tricks, spuneți. S-a întors! Păi nu ăla! Nu ăsta trebuie să-l întorci! Ba da! Stai că eu sunt! Hai mă, stai așa, să luăm pe ori! Hai, facem-o! Sunt eu acum tu și Mândre, hai! Nici n-am nimic de mers! Ia, sunt eu! S-a întors! Dă-mi dă nu ăla pe eu! Uite, ai văzut că s-a ridicat al tău? Stai așa, că-i dau așa mare, dacă-i dau așa... Speranță, de ce s-a vrut? Bă, Teo l-a ridicat. Bă, și eu l-a ridicat. Mamă. Bă, e tu, Mândre, zici că ești de n-alt fel. Mândre, ce mai s-a? Da, bă, nu vine niște. Zic că-ți faci de ceva mașină dacă te iei. Bă, hai, dă-i. Bă, tu și ca de pe ei! Bă, Mândre, de pune! Bă, dar nu merge, bă, schimb de ăla pe jos. Bine, hai, îl pun cu ăsta mai umplat. Îl pun cu ăsta. Ia. Uite, vezi? Da, ai dreptat. Bă, tu trebuie să începi să nimerești ăla. Asta e, mă. Fiți atenți că eu dau primul. Bă, al meu s-a ciungit. Bă,
sigur, mă, că merge. Nu pot, trebuie să-l liberești, înțelegi? Trebuie să-l liberești mai întâi. Eu schimb, mă, iau tot. Tu faci la mișto, nu? Bă, nu mai faci mă. Nu înțelege, nu merge, efectiv, mă, merge. Bă, dar nu merge! Dacă reușeați voi și nu reușeați. S-a ridicat, s-a ridicat! Bă, dar păcat dacă-i dau până așa, oare? Nu merge, frate! Deci te-am dat 20 de ori în coasă. Tot challenge-ul lui Dima e stricat. Nu merge. Bă, da. Uitați-l pe montre! Bă, se vede ăsta aici. Da? Uitați-l pe montre! Bă, dar nu merge, mă! Nu are oare e fix joc, mă? Ziceți voi în comentarii, vă rog, dacă se întoarce. Nu știu. Oh, sunteți obligați, te urmă între ea, cum aș fi atât. Nu l-ai întors. Doar bă, să fie flip. Nu contează, trebuie să fie întors. Bro, nu s-a sărit așa, a făcut așa. Nu contează. El trebuie să fie așa ca să fie. Hai de. Ok, ai. Dar măcar acum am prins cu mine. Cum e ea? Hai, nu te ești dat. Hai, tu ești. Deci nu e obligat. Nu merge așa. Nu, de-aia degeaba. Dar zi-mă cum mergi atunci. Gata, am fiți atât că eu am scris eu în care nu. Ăsta se joacă frisbee cu capul. Le strică tu, mă, trebuie. Hai, de nu merge, bă, trup. Dacă ai tras în mașină. Stai așa că fac și eu schimbă la tău. Mă, de tine dacă erai Squid Game, să-mi răie friu. Păi, era bine, că nici măcar nu ajungeam să... Nu merge, mă, frate! Sună și tu pe ăsta cu mașina să mă dă. Nu e, tu e... Nu mă întrebi, era fost eliminat. Hai, te-o! A, am dat și eu, dar mă întrebi. Ia ține ăsta, mi-a stăcat. Hai! Faci la mișto, bă. Pe bune, mă, eu chiar... Fără miște. Dă-mi și pe trebuie. Cum? Și nu dă tare. Ce schema are? O dă așa de sus în jos. La mine s-a stricat. Deci la 90 de grade cumva. Da, perpendicular pe sol. Mie mi s-a stricat. Ceva de genul s-a stricat. Trebuie mai multe șanse la asta. Și eu cred. Bă! Cine are mă poate? Bă, care-i schema mă la asta, frate? Ziceți voi în comentarii. Nu dați seama câte par mijlat pe ăștia de toată lumea. Uite! Fii atent! Fii atent! Ia. Hai, haide mă, haide! Trebuie să dau șoc. Ia, da, dai de te lui tu. Nu, e obsedat! Nu merge, mă. Vezi, stai, stai. Așa te dai? Da. Voi vedeți că-s camere pe aici, îți dai seama dacă se uite cineva ce fac ăștia la 1 dimineața, 2, 3... Dar eu când filmam accidentul meu singur pe aici cu trei pieți cu camera. Nu, bă, ăsta e secretul. Fiți atenți, să dai așa, fix așa. Bă, stăm până... Bă, nu mai pot, bă! Eu am avut. Bă! Voi ați văzut aici? Ah, eu dau quit mission, ia. Eu vezi... Ia, ia. Hai, faci mă multe. Hai! Dar doar mă ajut, mă ajut, mă ajut, mă ajut!
L-am uitit de văzut? Dar stai pe partea asta. Ia mai deci. Bă, e addictiv rău. Nu mai pot. E obsedant ce pe asta. Nu e. Ba da, e obsedant. Bă, frate, nu vă faceți. Na. Nu vă faceți asta acasă, că eu o să ne puneți de cap. Montre, cred că o să... Nu dai așa, 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 să-i te juci darți. Tu dai așa, dai pe sus. Bă, doar, bă. Bă, Montre, cred că doarme o noapte și trebuie să dau și mișe pe domnule. Nu, bă, să dau, dai, da. Bă, frate, cam asta a fost vlogul, nu mai pot. Eu am amputat în mâna de la cot în jos. Mă doare rău tot. Nu încercați vă jucați asta, am zis la început să vă învăț să faceți asta, dar prostie, mai că devine și așa obsedant. Ce să zic, dați-mi și nou acolo, acum un subscribe pe canale secundare, că pe ăsta avem destui. Teo are acolo o gură de berbecuț, Alex Montre Gaming și eu am DimarieX, că eu nu sunt pe gaming, că încă nu știu să mă joc, dar o să mă înveți și pe băieții. Dați-ne și un follow acolo pe Instagram și spuneți-ne dacă vouă va ieși. Era să zic cu Dark Challenge. Și ce să zic, până la data viitoare v-am pupat. Pa, pa.